Temă lecției de astăzi, defectele vedenei, o lecție de rezolvare a problemei. La lecția precedentă am definit cu dumneavoastră că ochiul, al cărui focar în stare liniștită a mușchiului ocular, se află pe retină, se numește ochi normal. Pentru ochiul normal, distanța de vedere optimă, fără a acorda privirea, este de 25 cm. Am definit de asemenea câteva defecte ale vederii, cele mai răspândite fiind miopia, hipermetropia și astigmatismul. Am exersat în laboratorul virtual VASCAR și am studiat aceste defecte ale vederii și am văzut cum aceste defecte ale vederii pot fi rezolvate folosind lentilele. Astfel, imaginea în final devenind clară, formându-se pe retină. În cazul miopiei, imaginea se formează înaintea retinii, deci este nevoie să folosim o lentilă divergentă. Trebuie să fie aleasă corect puterea optică a acestor lentile, care are valoare negativă, deci convergența lentilor divergente este negativă. Și din momentul în care convergența este corect aleasă, imaginea va deveni clară și se va forma evident pe retină. În cazul hipermetropiei, imaginea se formează în spatele retinii, folosind o lentilă convergentă cu o distanță focală potrivită, vom obține în final imaginea formată pe retină, o imagine clară a obiectului. În prima problemă este vorba despre un elev care poartă ochelari cu lentile, a căror convergență este egală cu 2 dioptrii, deci în datele problemei, vom scrie convergența este egală cu 2 dioptrii, o convergență pozitivă, deci respectiv este vorba despre o lentilă convergentă, și atunci putem intui că defectul de vedere ar putea fi hipermetropie. Avem 3 întrebări. Ce tip de lentilă au ochelarii? A. Tipul lentilei. B. Care este distanța lor focală? C. Defectul vedere. Deoarece convergența este pozitivă, evident că este vorba în acest caz de o lentilă convergentă. Deci, răspunsul la prima întrebare, convergența este pozitivă, respectiv lentila convergentă. În punctul B, convergența este egală cu 1 pe P, deci respectiv P va fi egal cu 1 pe C. Și F va fi egal cu 1 împărțit la 2 dioptrii sau egal cu 0,5 metri. Iar în punctul C trebuie să vedem care este defectul de vedere. Este vorba despre o hipermetropie. Hipermetropie care apare în cazul în care globul ocular este mai scurt. Deci apare o vedere neclară de aproape și de la distanță, din cauza faptului că imaginea se formează în spatele retinii. Iar pentru a corecta acest defect al vederii, este nevoie să folosim lentile convergente. Încă o dată menționăm faptul că lentilele nu trebuie luate la întâmplare, trebuie cumpărate în conformitate cu prescripțiile medice. Deci, răspunsul la punctul C este hipermetropie. Următoarea problemă este vorba despre două domnișoare, Tatiana și Anușoara, care poartă ochelari. Suma distanțelor focale ale lentilelor este de 45 cm, iar dublul distanțe focale ale lentilei Tatianei este de 40 cm. Ce convergență au lentilele? Deci, în datele problemei, vom nota suma distanțelor focale
este egal cu 45 cm. Și dublul distanței focale a lentilei tatianei este de 40 cm. Se cere să determinăm convergența. În condițiile problemei nu cunoaștem defectul de vedere pe care l-au soarele. Vom presupune în continuare că este vorba despre hipermetropie, deci convergență de sunte efective. Cunoscând că 2F1 este egal cu 40 de centimetri, vom determina F1. Deci, respectiv, distanța focală a lentilelor tatiane este egală cu 20 de centimetri. Respectiv, din faptul că suma distanțelor focale este egală cu 45 de centimetri, vom exprima F2. Deci F2 va fi egal cu 45 de centimetri minus 20 de centimetri egal cu 25 centimetri. Considerând că este vorba despre hipermetropie, convergența va avea valori pozitive, C egal cu 1 pe F. Astfel, pentru primele lentile, sau pentru lentilele tatiane, C va fi egal cu 1 supra lui 20 de centimetri sau 0,2 metri. Nu putem lucra cu centimetri când este vorba despre convergență, deoarece un dioptrii este 1 pe metru. Vom obține rezultatul de 5 dioptrii. Și pentru ochelarii anișoarei, C2, va fi egal cu 1 împărțit la 0,25 metri, vom obține 4 dioptrii. Deci, încă o dată, repetăm, în problemă nu este menționat cazul că este vorba despre miopie sau hipermetropie. Astfel, dacă ar fi fost vorba despre miopie, am fi corectat vederea cu ajutorul lentilelor divergente și atunci convergența în acest caz ar fi fost egală cu minus 1 pe F, deci am fi obținut minus 5 dioptrii și minus 4 dioptrii. Dacă este vorba despre hipermetropie, vederea se corectează cu ajutorul lentilelor convergente și obținem rezultatul de 5 și 4 dioptrii. Deci convergența are valoare pozitivă. Următoarea problemă. Doi colegi de bancă poartă ochelari, unul este miop, iar altul este hipermetrop. Suma convergențelor este egală cu 0. Deci C1 plus C2 este egal cu 0. Iar distanța focală a unei lentile este de 80 cm. Vom presupune că este vorba despre prima lentilă, deci F1 este egal cu 80 cm. Determinați convergențele ochelarilor celor doi colegi. C1 și C2. Vom presupune în continuare că primul coleg este colegul care are miopie. În acest caz, convergența va fi negativă. Deci C1 va fi egal cu minus 1 F1. Vom transforma centimetri în metri. Substituind valorile numerice, C1 va fi egal cu minus 1 împărțim la 0 metri și obținem 1,25 dioptrii. Și să nu uităm că convergența este negativă. Deci C1 este egal cu minus 1,25 dioptrii. Din faptul că suma C1 plus C2 este egală cu 0, determinăm C2 egal cu minus C1. C2 va fi egal cu minus 1,25 dioptrii. Deci obținem plus 1,25 dioptrii.
Asta l-am determinat cu dumneavoastră cu divergențele ochelarilor. Deci, primul elev care este miop va folosi lentile divergente cu convergența de minus 1,25 dioptrii, iar al doilea care are hipermetropie sau este hipermetrop va folosi lentile a căror convergență este de plus 1,25 dioptrii. La următoarea problemă trebuie să alegem varianta corectă. Deci convergența unei lentile de ochelari este de 2,35 dioptrii și prima întrebare, lentila este pentru ochelarii unui miop sau prezbic. În momentul în care convergența este pozitivă, este 2,35 dioptrii, deci lentila pentru ochelari este o lentilă convergentă, iar cu ajutorul lentilor convergente se corectează hipermetropie sau prezbeție. Deci, respectiv, în cazul dat, este vorba despre un prezbic. Punctul 2. Distanța focală a lentilei este de 0,4, 4 sau 40 cm. Pentru aceasta vom scrie formula convergenței, că convergența este egală cu 1 cu F, respectiv F este egal cu 1 cu C. Substituim valorile numerice, 1 împărțim la 2 între 5 de opri și obținem 0,4 metri sau 40 cm. Deci din variantele de răspuns vom alege varianta C, 40 cm. Imaginea unui obiect așezat la distanța de 1 metru de lentilă este reală răsturnată mărită, reală răsturnată micșorată, virtuală dreaptă mărită. Deci în problemă cunoaștem că distanța la care este așezat obiectul este de 1 metru, respectiv această distanță este mai mare decât dublul distanței focale. Astfel, în cazul când obiectul este plasat la o distanță mai mare decât dublul distanței focale, imaginea obținută este o imagine reală, răsturnată și mai mică decât obiectul. Dacă în condițiile problemei distanța ar fi fost nu 1 metru, dar între 40 și 80 cm, atunci obiectul s-ar fi aflat între F și 2F, imaginea ar fi fost reală, răsturnată și mai mare decât obiectul. Dacă însă obiectul ar fi fost plasat la o distanță mai mică decât 40 cm, ar fi obținut o imagine virtuală, dreaptă și mai mare decât obiectul. Iar în cazul în care lentila ar fi fost divergentă, deci cu convergență negativă, indiferent de unde s-ar afla obiectul în raport cu lentila, imaginea finală ar fi avut următoarele caracteristici. Virtuală, dreaptă și mai mică decât obiectul. Față la lecții de angelet, am rezolvat probleme la tema 8, un sistem optic defectele vederii. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!